Haideți să ne ridicăm în picioare, să citim din Sfintele Scripturi. Ieri n-a fost un text lung, astăzi este mai lung. Voi citi un text super cunoscut din Exod, capitolul 4. Primele 20 de versete. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întinde-ți mâna și apucă-l de codă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul. Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. Și a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna ei se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis, bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torn pe pământ și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și gusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. Domnul a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd cu vedere sau orb? Oare nu eu Domnul? Du-te dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău, Aron Levitu? Știu că el vorbește ușor, iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Moise a plecat și când s-a întors la socul său, Ietro i-a zis, lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc. Ietro a zis lui Moise, du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian, du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Și se încheie cuvântul așa. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi tineri, ultima sesiune. Nu știu dacă vă pare bine sau vă pare rău, dar este ultima sesiune. Și haideți să ne rugăm Domnului să ne mai vorbească încă o dată. Când e vorba de hrana spirituală, nu te umfli ca și de aia pământească. De hrană duhovnicească este loc oricât. De aia eu cred că împlinătatea Duhului se poate crește la infinit. Nu există o saturație a prezenței lui Dumnezeu niciodată. Rugăm pe Domnul să ne mai cerceteze încă o dată. Nu prea le am cu introducerile și cu finalurile. Așa că intru direct în predică. Dumnezeu îi pune o întrebare lui Moise. Moise, ce ai în mână? Cred că întrebarea asta a fost tulburătoare pentru el. S-o fi gândit Moise, Doamne, întrebarea asta. Doamne, dacă m-ai fi întrebat întrebarea asta acum 40 de ani, acum la 80, ce să am? Un toiag, o zis Moise. Noi ardelenii zicem o botă. Asta e tot, asta e tot.
Doamne, de ce nu m-ai întrebat acum 40 de ani întrebarea asta? Acum 40 de ani, Doamne, eu chiar aveam ceva. Aveam statut, eram fiul fiicei lui Faraon. Eram proaspăt absolvent de universitate, de masterat și de doctorat. Aveam diplome, Doamne. Doamne, acum 40 de ani eram tânăr și aveam vise. Doamne, acum 40 de ani am încercat să izbăvesc pe Israel. Aveam planuri, aveam strategii, chiar vroiam să fac ceva. Doamne, de ce nu m-ai întrebat atunci? Acum 40 de ani aveam averi. Acum 40 de ani eram tânăr și frumos. Acum mă întreb, Doamne, 80 de ani? N-am nimic? Mi-ai spulberat toate visele? Mi-ai luat statutul, mi-ai luat bogățiile? Pasc oile socrului meu. Doamne, nici măcar oile astea nu sunt mele. Sunt oile socrului meu. Tot ce am. La 80 de ani, Doamne, sunt eu și bota asta. Și Dumnezeu îl întreabă, zice, Moise, hai să facem un târg. N-ai vrea să-mi dai mie bota asta? Cât ai? Cât ai? O botă. N-ai vrea să-mi dai mie toiagul tău să-ți arăt ce pot să fac eu, Dumnezeu, cu un moș și cu un toiag? Și toată cartea Exodului nu e ceva decât povestea extraordinară a unui bătrânel care a dat lui Dumnezeu un toiag. E ceva senzațional. Dar ce minte, primul verset și ultimul, fără prea mult exegeză, se întâmplă ceva. În primul verset, Dumnezeu îl întreabă pe Moise, Moise, ce ai în mână? Și Moise spune, Doamne, am un toiag, e al meu. N-ai vrea să mi-l dai mie? Doamne, ia-l, ce să fac cu el? Știți ce spune în ultimul verset? Și Moise a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Între primul verset și versetul 20 se întâmplă un transfer. Toiagul lui Moise devine toiagul lui Dumnezeu. Pentru că tot ce ai și tot ce ești, când este închinat lui Dumnezeu, Dumnezeu știe ce să facă cu ele. Vreau să te întreb și eu în seara asta. Ce ai în mână? Ce vei face când te vei întoarce acasă în biserica locală? Ce poți să faci pentru Dumnezeu astăzi, aici și acum? Vreau să punem întrebarea asta corect. Nu-i foarte mult exegez în seara asta, mai mult gramatică. Frații mei, întrebarea asta nu este la trecut. Întrebarea aceasta este la prezent. Ce ai acum, în 2023, în octombrie, ce poți să faci tu pentru Dumnezeu? Foarte mulți oameni vorbesc despre trecut. Îl întreabă Dumnezeu pe Ilie la un moment dat, Ilie, ce faci tu aici? Exact întrebarea pe care ți-o pune Duhul Sfânției azi la conferință. Ce faci aici? Ce cauți aici? Ce ai în mână? Cu ce gânduri pleci acasă? Ce planuri ai de mâine încolo? La conferință e frumos, cântăm, plângem, ne dedicăm, ascultăm, suntem pasionați, arată bine și filmările și toate, grupuri de închinare. Ce faci, omule, când pleci de aici, ce vei face? Și ce răspunde Ilie? Am fost. Ilie, n-ai înțeles întrebarea. Nu te-am întrebat ce ai fost. Ce faci aici? Ilie, tu fugi de Izabela? Tu, marele viteaz, ai ajuns să fugi o femeie? Doamne, am fost plin de râvnă, am ucis prorocii, am făcut reformă în Israel, am coborât foc din cer, am înfruntat pe Ahab, am tres, vreau să mor. Ilie, ce-i cu tine? Ce-i cu tine, Ilie? Am fost.
Dragii mei, în bisericile penticostale române este mult prea multă nostalgie. Eu m-am scârbit, ăsta e cuvântul, chiar dacă spune, m-am scârbit de predicile acelea despre trecut. Mi-e lehamite. Pe vremea mea, când eram noi tineri, în vremea lui Ceaușescu, frații mei, noi nu avem un Dumnezeu al trecutului. Opriți-vă cu nostalgiile astea. Pe Dumnezeu nu-L interesează cine am fost. Dumnezeu ne întreabă cine suntem astăzi aici. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al trecutului, oameni buni. Dumnezeul nostru este același ieri, astăzi și în veci, mărit să fie El. Nu s-a schimbat, Dumnezeu nu a fost mai puternic în comunism. Dumnezeu nu a fost mai Dumnezeu în timpul persoanelor romane. Dumnezeu nu se sperie în fața secularismului spaniol și a libertăților care sunt acum. Nu, Dumnezeu este același Dumnezeu ieri, astăzi și în veci. Credem asta? Te-a predici cu trecutul. De când am fost copil, am fost otrăvit cu astea. Biserica nu mai este ce-a fost. Negativism la amvon. Fraților, tineri ăștia, uite-te la ei, frate. Ciufuliți ăștia. Uite cum sunt îmbrăcați, uite cum sunt frezați. Frate, nu poate face nimic Dumnezeu cu ei. Vai de ea, biserică. Oare va mai găsi Dumnezeu credință pe pământ, citează unii nostalgici? Dragii mei, asta nu este cuvântul lui Dumnezeu. Să nostalgiile penticostalilor. Dumnezeu are un plan cu fiecare generație. Amin? Dumnezeu are un plan cu fiecare generație. Nu scade planul lui Dumnezeu pentru noi. Mă uit la voi cu credință și declar în credință. Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru voi. O să vă tundă, o să vă schimbe garderoba, o să vă schimbe gusturile, o să vă scoată telefoanele din inimă și vă va folosi. Aleluia! Știți foarte multe, ați văzut cum arată o mașină? O mașină are un parbriz foarte mare, nu? Ce observați? Un parbriz mare, 2 metri pe 1 metru. De ce? Pentru că este foarte important să vezi în față. Dar cât e oglinda retrovizoare? Cât e de mare oglinda? Atât ai, nu? Pentru că în spate te uiți mai puțin, din când în când. Ei, la Biserica Penticostală Română, parbrizul e atâta, da? Ca pe gaura chei ne uităm la viziunea de viitor. Păi frate, ce facem în 2024? Nu știm, ținem programe. Mulțumesc. Programe. Și oglinda retrovizoare e ca și urechile de elefant. Am făcut, fraților, pe vremea lucutare, când eram noi. Astăzi Dumnezeu vrea să dărâme întăritura aceasta a învățăturii mincinoase. Duhul negativist, duhul de necredință care a sădit fortărețe în bisericile noastre. Dumnezeu îți spune, drag tânăr, că are un plan pentru tine. Ce ai în mână? Ești dispus să-i dai lui Dumnezeu ceea ce ești și ceea ce ai? Vrei să scrie Dumnezeu povestea de viață? Vrei să vezi ce poate să facă Dumnezeu cu un adolescent plăpând, dar dedicat 100% lui Dumnezeu? O, glorie Domnului! Dumnezeu are un mesaj pentru tine în seara aceasta. Fără nostalgie. Ce frumos îi răspunde Dumnezeu lui Ilie. Știți, noi toți suntem foarte nostalgici. Doamne, am fost, am rămas ultimul. Dacă mor eu, Doamne, mor toți oamenii tăi. Dacă eu, Ilie, mor, Doamne, tu nu mai ai cu cine să lucrezi. Știți că Dorel spunea dimineața că am fost o generație epică. Eu știu că o glumit. Dar ajungem la o vârstă să chiar credem asta. Că noi am fost, anul nostru, toți păstorii, așa, când mor eu, gata, biserica asta e varză. Și răspunde Dumnezeu așa de frumos lui Ilie. Ilie, stai liniștit, poți să mori, îți fac înmormântare cu flori, cu coroane, du-te liniștit, mai am 7000 de bărbați. Aleluia! Mai am bărbați, Ilie, nu ești tu ultimul. Poți să mori, ești tu, marele Ilie, foc din cer, dar ascultă-mă, ca tine mai sunt 7000. Că Dumnezeu în orice generație are oameni. Că Dumnezeu în orice generație are copii ai Lui și da, știu că Dumnezeu are și aici oameni.
N-am venit eu cu Dorel să vă spunem că am fi niște supermen, niște exemple și nimeni nu-i ca noi, nu. Am venit să vă încurajăm să vă spunem că ei sunt alții ca noi și mai buni decât noi. Aleluia! Crezi tu asta? Te poți vedea un predicator? Ce-ar fi ca peste 10 ani să ne lăsați în pace și să predicați voi la conferință? Noi suntem obosiți deja. I-am spus la nevastă mea, gata, zic, mai un an, doi și nu mai vin la conferință. Dumnezeu are alți oameni. Am fost. Nostalgie. Perspectiva aceasta că biserica trebuie să coboare, să aterizeze. Dragii mei, eu sunt plin de credință și am o perspectivă foarte optimistă asupra istoriei. Eu nu prea cred în apocalipsele astea fataliste. Acum o să vezi material didactic. Acum, după războiul ăsta o să înceapă iar ăștia cu predicțiile de să mă nenorocească. Cu apocalipsa. Cum spunea cineva, frații mei, noi despre vremurile din urmă predicăm un singur lucru. Că în vremurile din urmă o să fie vremuri grele, că biserica o să fie nu știu cum, că dragostea se va răci. Dar zicea ăsta la noi la biserică săptămâna trecută, la mine în Biblie scrie că în vremurile din urmă Dumnezeu va turna Duhul Sfânt. Asta mai credem? Va turna mai mult decât până înainte. Astea-s vremurile din urmă. În seara asta aștept nu să vină rachete, nu să vină sfârșitul, nu anticristul, nu 666, eu aștept să se coboare Duhul Sfânt. Domnul să ne binecuvinteze. Citeam în Isaia 53, ăsta e un verset de căpătâi pentru teologia mea. Perspectiva asupra istoriei. Ce cuvântul în Isaia 53, unul dintre cele mai frumoase capitole din Biblie. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile. Și ascultați aici. Și, ziceți voi, lucrarea Domnului va... Ce înseamnă să propășești? Un cuvânt foarte vechi, nici noi nu prea știm. Lucrarea Domnului va crește în mâinile Lui. Bazat pe acest verset, eu cred că biserica crește din slavă în slavă până la răpire. Eu nu cred perspectiva aia că biserica aterizează, biserica se diluează, biserica se strică, biserica se duce, devine lumească, nu. Biblia a zis, a prorocit Isaia plin de Duh, că biserica, lucrarea, va crește, va propăși, pentru că în mâinile străpunse de cuie ale lui Iisus Hristos. Biserica nu e a cultului penticostal. Biserica nu e a papei de la Roma. Biserica nu e a cultului baptist. Biserica este în mâinile lui Iisus Hristos. Și pentru că e în mâinile străpunse de cui ale lui Iisus, biserica asta va crește. Frate, unde ai văzut tu treziri ca și în Țara Galilor? Unde ai văzut tu treziri ca și la Rusalii? Oameni buni, știți ce nu știm noi? Nu știm statistici, vorba lui Dorel. Câți oameni au primit Duhul Sfânt la Rusalii? 120, s-au convertit câteva mii. Da? Extraordinar, frate, unde mai vezi tu treziri din astea? Eu vă întreb, unde era Duhul Sfânt la Rusalii? Era într-un singur oraș. Unde e Duhul Sfânt astăzi? În tot pământul. Știe cineva statistic câți oameni s-au pocăit astăzi? Cât suntem azi? 13. Știe cineva câți oameni s-au întors la Dumnezeu în 13 octombrie 2023? Știți că în fiecare zi pe planeta Terra se pocăiesc aproape 200 de mii de oameni? Frații mei, Dumnezeu lucrează mai mult în 2023 decât la Rusalii. Statistic. Dumnezeu a mântuit mai mulți oameni astăzi decât la Rusalii. Frații mei, noi suntem negativiști. Nu asta e realitatea. Asta e perspectiva noastră asupra realității. Dumnezeu să ne elibereze de orice duc de necredință. Avem un Dumnezeu mare, glorie Lui. Ca o paranteză mai scurtă, întrebarea asta nu e nici la viitor. Dacă bătrânii sunt bolnavi de nostalgie, asta e boala noastră, pe cum îmbătrânim, ne uităm la trecut. Problema voastră, adolescenților, este amânarea, ce spunea Dorel. Proiectarea tuturor viselor în viitor. Și dacă are o problemă adolescentul modern, e că visează mult și face puțin. Da? Stă adolescenta și visează de sute de ori și imaginează cum o să fie mireasă. Da?
stăm și scriem în cartea asta visatul, măi, când o să ajung eu mare, când o să mă pocăiesc, eu o să mă pocăiesc cum trebuie, dar acum încă nu. Dar când eu o să mă pocăiesc, apoi o să fac, o să dreg, când mă voi căsători, apoi să vezi, o să fac, o să... Și astăzi pleci acasă fără hotărâri noi. Dragii mei, să visați e gratis. Visele n-au nicio valoare. Să știți că Dumnezeu nu răsplătește pe nimeni pentru vise. Dumnezeu răsplătește pe cei care lucrează pentru El. Nu mai amânați chestia asta, o să fac, încă nu, îs prea tânăr, îs prea nu știu cum, îs prea timid, cum spunea ușierul lui Dorel. Acum nu, să vedem, să mă însor, am ispite. Oameni buni, dacă gândim așa, nu vom face nimic niciodată. Lui Dumnezeu trebuie să-i răspunzi astăzi. Te cheamă astăzi, te cercetează astăzi, trebuie să iei hotărâri astăzi. Pe Dumnezeu nu-L prea interesează ce vrei tu să faci peste 10 ani. Pe Dumnezeu îl interesează ce ai în mână aici și acum. Domnul să ne binecuvinteze. Dragii mei, ideea de bază a acestei predici, așa ne învață acum la institut, ideea exegetică sau ideea predici, ideea centrală, atât de simplă. Mă uit la povestea unui bătrân cu o botă și văd ce poate să facă Dumnezeu cu puțin. Și asta e ideea. Dumnezeu, care este mare, face lucruri mari cu puțin. Amin? Credem asta. Dumnezeu face lucruri extraordinare cu puțin. De aceea predica asta se numește simplu, puținul meu în mâna unui Dumnezeu mare. Ai curaj să-i dai lui Dumnezeu toiagul tău? Moise are încredere, Doamne, ți-l dau. Nu știu, problema noastră a tinerilor este că suntem mult prea îndopați cu efecte speciale. Ați văzut prea multe filme, asta e tradus, da? Ați văzut prea multe filme și când citiți aici despre minuni, vi se pare ceva așa, na, Harry Potter. Abracadabra, pești, s-a făcut toiagul în șarpe. Ați văzut prea multe desene, prea multe de-astea speciale, cu monștri, cu Bruce Willis care nu mai moare, îl împuși și nu moare. Și vi se pare că astea sunt chestii de film, de Harry Potter, de abracadabra. Oameni buni, ce citim noi aici este puterea lui Dumnezeu. Ați înțeles? Puterea lui Dumnezeu. Sunt povești nemuritoare. Și chiar te întreb, tu, tânărul, îndopat cu efecte speciale, cu prea mult Hollywood, tu mai plângi? Te mai emoționezi când citești aici? Te trec fiorii? Tu îți poți imagina că aici s-a întâmplat Aievea și că nu-i film? Nu-i regie, nu-i un regizor, nu sărituri de aia de pe stâncă, nu. Aici Biblia spune că Moise aruncă toiagul pe pământ și toiagul se face în șarpe. Extraordinar. Și când prinde Moise șarpele de coadă, șarpele se preface în toiag. Ăsta e Dumnezeu. Eram într-un templu hindus, vizitam cu Andreea și tot îmi explica acolo ghidul, zice, mitologia hindusă și zeul cu tare și când asculți mitologia hindusă, îți vine să râzi, îți povești ca și cu alea cu harapal, cu zei care se împerechează și ies alt zei și se răzbună, niște povești aia de grădiniță. Și mă gândeam, Doamne, ce religie stupidă! Ăștia chiar cred? M-a zăpăcit ghidul ăla cu mitologia hindusă, zice așa. Am ieșit din templul ăla și am zis, slăvit să fie Domnul, că noi n-avem mitologie. Tot ce citesc eu în cartea asta este istorie. Dumnezeu intră în istorie și face miracole. Cu un bătrân care zice, Doamne, îți dau ție tot ce am și atât am un toiag. Oameni buni, vă puteți imagina ce a făcut Dumnezeu cu toiagul ăsta? Hai să trecem dincolo de obișnuința cu textul. Spune Scriptura că bătrânul ăsta, într-o zi, a ridicat toiagul spre cer. Nu-i poveste. Și din cer a căzut gheață și foc. Nu știu cum e asta. Dar cred ce zice Biblia. Și bătrânul ăsta, într-o zi, lovește pământul cu toiagul. Și din colb, din țărână, din praf, ies păduchii.
Dumnezeu este mare. Dumnezeu face orice vrea. Și culmea culmilor, asta n-am auzit în viața mea, nici până atunci, nici de atunci încoace. Nici Hristos n-a făcut o astfel de minune, n-a vrut, nu că n-a putut. Într-o zi, bătrânul acesta a întins bota spre Marea Roșie. Aici deja e geografie. Este pe hartă, am văzut-o. Și Marea Roșie s-a despicat în două. E puterea lui Dumnezeu. Frații mei, vă imaginați ce face Dumnezeu cu un bătrân și cu o botă? Istoria lui Dumnezeu este plină de miracole impresionante. Vrei să dai lui Dumnezeu puținul tău? Dumnezeu face lucruri mari cu puțin. Voi repeta asta în seara asta. Este un verset care îmi place foarte mult în 1 Împărați, în 1 Samuel, în capitolul 14, unde spune așa în versetul 6. Ionatan a zis tânărului care îi purta armele: vino și să pătrundem până la straja acestor netăiați împrejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi. Și auziți aici un principiu dumnezeiesc. Căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Deci Biblia te învață astăzi că matematica pentru Dumnezeu nu există. Nu că nu știe, e deasupra ei. Matematica la Dumnezeu e relativă. Adică un mic număr ca și un mare număr e tătuna. Dumnezeu face aceleași lucrări cu numere mici ca și cu numere mari. Asta e Dumnezeu. Deci plus 3 sau minus 3 la Dumnezeu e tot una. O, slăvit să fie Domnul. Hai să aplicăm principiul ăsta la câteva domenii. Dumnezeu, ca asta se zice aici, de fapt, Ionatan, lucrează cu un număr mic de oameni la fel de ușor ca și un număr mare de oameni. Credem asta. Dar nu am minunat de predică. Crezi că Dumnezeu poate să lucreze în bisericuța ta mică? Sau visezi să fii și tu un BBSO, că trebuie să spune aici zilele astea? Și un mega church și, oh, dacă am fi și noi un cor de 100 și o biserică de 1000, da, Dumnezeu ar lucra. Nu, aia nu-i credință. Biblia spune că Dumnezeu lucrează la fel de ușor cu puțini oameni ca și cu mulți oameni. Vei merge în mica ta biserică din Spania cu credința asta că cu voi ăștia puțini Dumnezeu va face lucruri mari? Mărit să fie Domnul! Da, Dumnezeu n-are nevoie de numere mari și a demonstrat-o în istorie. Îmi place foarte mult, asta sunt foarte narrativ, chiar dacă nu citesc, povestesc mult din Scripturi, povestea lui Gedeon e demonstrația cea mai puternică din Biblie că pe Dumnezeu nu-L interesează cifrele, că cifrele sunt o jucărie pentru Dumnezeu. Spune Scriptura că Madian vine cu 100.000 de oameni. Și Israel cu chiu cu vai adună 32.000. Cine știe matematică, 1 contra 3. S-o gândi Gedeon, Doamne, ce facem? Ăștia-s mulți. Noi suntem puțini. 1 contra 3. Și vine Dumnezeu și spune: Gedeon, stai puțin. Aici este o problemă. Sunteți prea mulți. Cum prea mulți, Doamne? 1 contra 3. Gedeon, sunteți prea mulți. Eu, Dumnezeu, vreau să-ți demonstrez și prin tine întregii istorii biblice că eu sunt un Dumnezeu care n-am nevoie de mulți oameni. Tu te fă un anunț. Uite, în tabără fă un anunț. Dacă cuiva îi frică, dacă cuiva îi dor de nevastă, să meargă acasă. Și ca de obicei, cei mai mulți sunt fricoși și cu dor de neveste. 22.000 din 32 pleacă acasă. Rămân 10.000 de bărbați. 1 la 10. Și Gedeon tremură: Doamne, suntem prea puțini. Și Dumnezeu zâmbește. Și zice: Gedeon, sunteți prea mulți. Câți au rămas? Nu prea știți Biblia, nu? Da? Este un film 300, să nu le confundăm.
filmul, film, ăia troieni, povești, da? Ăla, filmul e abureală. Aici sunt ăia 300 a lui Dumnezeu. Da? Filmul adevărat, nu ăla de la Hollywood. 300 de bărbați înving 100 de mii de bărbați. Ca să știe orice tânăr în veacul 21 că Dumnezeu este puternic și El lucrează cu 300 de oameni mai bine decât cu 100 de mii. Măriți să fie Domnul! Cu câți oameni a răsturnat Hristos lumea asta? Da, lumea asta e întoarsă cu sus în jos, pentru că în veacul întâi s-au pus deoparte 12 bărbați pentru Dumnezeu. Dragii mei, oare puteți să vedeți așa cum vede Dumnezeu? Nu cumva sunteți biserici complexate de numărul mic, de faptul că au plecat mulți în Germania și Spania în cădere economică și ați fost cândva mulți, era bine financiar, dădeau buzna românii cu autocarele și peste granițe și încet, încet au plecat. Ei au venit pentru bani. Că s-o terena bani, au plecat și ei în Germania. Voi ați rămas. Puteți să credeți că Dumnezeu are un plan cu voi în Spania? Oare puteți voi să vedeți ce vede Dumnezeu? Dumnezeu nu are nevoie de mulți. Cu 12 membri dedicați 100%, Dumnezeu întoarce Coslada pe dos, întoarce Arganda pe dos, întoarce tot Madridul. El poate să schimbe Spania cu voi. Voi ce ați văzut în băiatul ăsta care a vorbit în spaniol aici? Ce ați văzut în el? E, un copil, o zis și el ceva. Știți ce vede Dumnezeu? Tânărul ăsta, într-o zi, va predica plin de Duhul Sfânt Evanghelia spaniolilor. Să nu uitați asta. Băiatul ăsta care a vorbit în spaniolă, într-o zi va fi un lucrător puternic și va predica Evanghelia la spanioli și Dumnezeu l-a folosit cu mare putere. Nu știu cine-i. Asta vede Dumnezeu în voi. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii. Nu sunteți puțini. Sunteți prea mulți. Aici este o armată de tineri, plini de energie, de putere, botezați cu Duhul Sfânt, ați cântat, v-ați dedicat, de acum trebuie să înceapă răscoala. Începe revoluția, începe transformarea, se schimbă bisericile de mâine, de duminică. Amin. Stai credința, amin. Vorbim despre un Dumnezeu mare, care n-are nevoie de numere mari. Hai să aplicăm în al doilea domeniu. Dumnezeu n-are nevoie de bani mulți. Nici de oameni mulți, nici de bani mulți. Și aici sunteți un pic complexați. N-avem bani. Exact ce zicea Dorel. Boala românului. Noi nu suntem săraci. Există o sărăcie de mentalitate. Noi românii avem bani foarte mulți, dar trăim cu stresul ăsta că n-avem bani. Avem. Dumnezeu n-are nevoie de bani mulți. Există o minciună pe care diavolul vă spune. Dacă aș avea mai mulți bani, aș face mai mult pentru Domnul. Nu e adevărat. Cât faci pentru Domnul acum cu puțin, atât ai face și dacă ai fi milionar. Și desigur, când Dorel povestea aici, m-a luat nostalgiile. Care Dumnezeu înțelepciunea lui întotdeauna, când începem slujirea, Dumnezeu ne trece prin sărăcie pe toți. Am plâns aici pe bancă, m-am amintit de institut. Oameni buni, ce spunea Dorel e adevărat. Eu nu mai puteam de foame. Știi ce înseamnă să n-ai ce să mănânci? În 3 ani de institut am avut 2 bonuri de masă. Îți imaginezi asta? Mă trezeam dimineața și nu știam ce voi mânca. Și mă rugam, Domnule, Doamne, fă să postească cineva să pună bonul de mâncare acolo la vizier. Și când mergeam la vizier, mai era și Vele și Bistran, erau vă 2-3 care așteptau și ei bonul ăla. Și au fost zile când am spus, Doamne, dacă nu-mi dai bani să mănânc, astăzi eu plec de la institut. Am răbdat foame, am mâncat zacuscă cu tonele, am mâncat slănină cu hectarele. Am scriam licența și nu aveam decât o tablă de slănină. În cămin am tăiat, am tăiat și într-o zi am rămas cu șorii cu gol. Și mai aveam de scris. Pe Dumnezeu nu-L interesează oamenii care lucrează numai cu mult. Dumnezeu te testează să lucrezi cu puțin. Acolo e credincioșia. Cine este credincios în puține lucruri, va fi credincios.
credincios și cu mult. Am terminat institutul și am mers în nordul țării și exact când zicea Dorel de salarul soției sale, mi-am amintit că exact atât era salarul meu. Cel mai mare salar al meu în România, până când am plecat în America în 2012, a fost 510 lei. Exact salarul lor. Și mergeam la ocazie și dormeam pe hol, când mi-era frig și îmi făceam foc pe hol în apartament și dormeam ca un câine, noapte de noapte, lângă sobă, când n-aveam nici lemne, n-aveam bani, aveam 3 camere goale, erau șoareci. Și în Ucraina am stat 3 ani, că nu era loc în România la anvoane. 3 ani și stăteam într-o casă bătrânească în care muream de frig, nu era izolată și acolo aveam șoareci și mâncam cu Florin Pop, despre care se vorbea, am mâncat pachete întregi de supe la plic. Dragostea mea din tâi, supele la plic îmi plac și astăzi. Dumnezeu nu are nevoie de mulți bani. Dacă nu ești în stare să-L slujești în lipsă, nu-L vei sluji nici în bogăție. Nu mai ziceți că n-aveți bani. O, americanii să facă misiune că ăștia au bani. Noi n-avem. Dumnezeu vrea să-i dai cât ai. Știți care a fost minunea vieții mele? Și poate sună laudă. Eu nu cred că îmi pierd răsplata. În perioada aia când aveam salarul ăsta, m-am hotărât să-i dau lui Dumnezeu 20% din tot venitul meu. Și din 500 de lei, 100 îi dădeam înapoi lui Dumnezeu. Și de atunci și până astăzi, mie silă, mie jenă când mă întreabă meu, frate, trebuie să plătesc zeciuiala. Eu când aud zeciuială, parcă aud zgârciuială. Aia e pentru evrei, oameni buni, bădu zgârciță aia. Pentru creștinii, peste 10%. Și câteodată parcă mi-e rușine și cu 20%. Am prieten păstor care dă 30%. Și tu nu dai nici măcar 10 și câștigi 1000 de euro. Și ai pretenția că te sacrifici pentru Dumnezeu, că mai vii pe la biserică? Frații mei, exact cum o să-ți dorel, dedicarea se testează la buzunar. Toate predicile sunt bune până ajungi la bani. Atâta scrofăleală și mustrare cât am căpătat pentru predicile astea cu banii, n-am primit în viața mea. Tu habar n-ai, tu nu știi, tu n-ai copii, tu nu ești însurat, viața e grea. Dom'le, îi doare pe oameni, nu suportă să audă predici despre bani. Dar frații mei, la buzunar ne testează Dumnezeu. Și ce-o zis Dorel de Andy Stanley, e adevărat, eu am spus în biserica la Dej, vreau să botezăm toți membrii cu tot cu pormoneu. Că penticostalul românii botezat numai el, pormoneul nu-i botezat. Dumnezeu vrea să te folosească cu puținii tăi bani pe care îi ai. Începe și dă. Și Dumnezeu nu are nevoie de nici de mult timp. Trăim cu o impresie, din nou un duh de necredință ne inspiră, ai greu să faci lucrarea Domnului, trebuie vreo 10 ani, trebuie schimbări, frații bătrâni, oameni buni, Dumnezeu poate să facă minuni dintr-o dată. Dintr-o dată. Eu 12 ani mi-am căutat nevastă. Păi 12 ani e mult să numeri. Dacă e vreunul disperat aici, peste 30, eu am gustat asta. 12 ani am căutat ca disperatul și nicio fată nu se lipea de mine. Exact cum ziceam și cu alte ocazii, am avut mare trecere la fete. Toate fetele când mă vedeau spuneau, treceți vă rog. Bani n-aveam, mașină scumpă n-aveam, nici frumos, nici deștept. Măi, m-au refuzat, nu știu câte, nu știu, 10 de fete m-au refuzat. Deja eram traumatizat, eram apansamente peste tot. Măi, când au apărut cine trebuie, când Dumnezeu are un plan, nu 12 ani, 12 săptămâni. Am văzut-o pe Andreea și undeva, dacă tăiem introducerea și finalul, în 12 săptămâni m-am trezit într-o dimineață că sunt surat. Dădeam cu mâna așa, băi, adevărat? Încă visez că nu sunt surat și sunt foarte chinuit. La 10 ani de la nuntă încă visez că îmi caut nevastă. E un chin. Deci sufăr în vis și când mă trezesc dimineața e ceva fenomenal. O, stai că sunt surat. Slavă Domnului aici, dau cu mâna să văd, e adevărat? Așa am fost de traumatizat. Dar când Dumnezeu împlinește planurile Lui, se întâmplă totul dintr-o dată. Pentru că zice un cuvânt, Dumnezeu va îndeplini pe deplin și repede cuvântul Lui pe pământ. Dumnezeu are vremea Lui. Și la vremea Lui lucrurile se întâmplă. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Așteptați cu răbdare că Dumnezeu lucrează.
Dumnezeu face lucruri mari cu puțin. Știu că gândul care vă paște pe mulți, așa un fel de gând, da, predică, retorică. Dar totuși Moise a fost Moise. Frate mie, nu poți să spui că eu sunt Moise. Totuși Moise a fost Moise. Vreau să vă întreb pe voi în această seară, da? Hai să deschidem puțin mintea. Este cineva aici? Vreau să-l cunosc, să-i strâng mâna, să fac poză cu el. Este cineva aici care este mai sărac decât a fost Moise? Este cineva care nu are nici cât a avut Moise? Este cineva care nu are numai o botă? Și hainele de pe el? Nimeni. Deci noi toți putem să dăm lui Dumnezeu mai mult decât a dat Moise. Toți. Haideți să fim optimiști. Noi putem să facem mai mult pentru Dumnezeu. Avem resurse mult mai mari. Cu alte cuvinte, al doilea gând din seara asta este, pentru Dumnezeu nu există prea puțin. Frate, nu pot, eu n-am. Îți demonstrezi că ai mult mai mult de oferit Domnului decât a avut Moise. Uitam aici la condițiile de la Coslada. Nu vine să mai plec înapoi la Dej. Uite ce frumos e aici. Arhitectura, monitorul, aer condiționat. Merg toate boxele, închinarea. Mă aud foarte bine pe boxele de control. Mai mare dragul să predici. Și așezarea asta pe lat e foarte faină din punct de vedere vizual. Știți că eu anul acesta am predicat la cea mai săracă biserică pe care am întâlnit-o. Biserica de sub copac. În Gojola, în Etiopia, m-au chemat frații să predic. Oamenii n-au nicio clădire. Și în fiecare duminică când mă duc acolo, an de an, predic sub un copac. Și culmea, de la prima predică și până la a doua într-un an, s-au pocăit, nu știu, 10-12 musulmani. Sat musulman 100%. Dovadă că Evanghelia are putere. Ea nu depinde de clădiri, nu depinde de microfoane, de PowerPoint, nu depinde de tobe, nu depinde de proiector, de laptop. Evanghelia are putere, glorie Domnului. Dar noi nu avem oare mai mult de oferit? Uite la condițiile astea. Mă gândeam la Pavel. Dacă ar fi avut Pavel condițiile de transport care le avem noi. Pavel săracu mergea cu cămila, mergea cu măgarul, mergea cu barca, cu vaporul, ce era acolo, corabia. Eu m-am suit în avion, m-am culcat în Cluj și m-am trezit la Valencia. Dacă ar fi avut Pavel avion, îți convins că predica și în Antarctica, la zelul pe care l-avea. Oameni buni, noi nu conștientizăm ce privilegii avem de la Dumnezeu. Paralizia aceasta unora, ce să facem pentru Dumnezeu? Cum n-avem ce să facem? Pavel săracu scria de mână și spunea, fraților, dați scrisoarea asta și la cei din Laodicea, să o citească odată și luați-o înapoi. Și noi avem cuvântul lui Dumnezeu pe telefon și l-avem și pe Google și avem internet. Fratele Pavel scria de mână. Dacă Pavel trăia astăzi, sunt convins că folosea internetul la maxim pentru slava lui Dumnezeu. Avem cea mai puternică unealtă. Eu astăzi predic aici la Coslada. Și predica asta se înregistrează și se pune pe net. Și se uită oameni din Iordania și din Africa și cine vrea și cine înțelege românește. Avem oportunități, avem Facebook, avem YouTube, avem TikTok-ul, avem tot. Să folosim toate aceste arsenaluri pentru gloria lui Dumnezeu. Amin, tineri dragi. De unde paralizia asta? Păi ce să facem pentru Domnul? Pune, frate, citate pe Facebook. Pune link-uri cu predici. E plin internetul de porcării. Puneți lucruri sfinte acolo la status. Proclamați Evanghelia, aveți internetul, aveți transport, aveți condiții, aveți aer condiționat, avem șanse să avem bibliotecă, să citim în spaniolă, da? Aveți acces la toată literatura spaniolă creștină, evanghelică chiar, puteți studia, puteți predica, puteți evangheliza națiuni, voi puteți merge misionari în orice țară aproape din America de Sud. Eu nu pot. Voi? Puteți merge să predicați Evanghelia la zeci de popoare, pentru că știți, una din cele mai vorbite limbi din lumea asta. Vă felicit și sunt invidios pe voi.
și vorbiți spaniola perfect, sâsăit așa cum trebuie, nu ca noi, care învățăm la telenovele. Domnul să vă binecuvinteze. O, dacă ați vedea cât potențial a pus Dumnezeu în voi aici. Dacă am putea să vedem cu ochii Duhului Sfânt ce vede Duhul Sfânt aici în seara asta. Tineri sănătoși, puternici. Vreau să mă uit puțin la cele 3 minuni, foarte scurt, pe care le-a făcut Dumnezeu cu Moise. Moise, prima minune, da? Vorbeam despre posesiuni. Ce ai? Doamne, o bută, un toiag, ți-l dau. Și Dumnezeu demonstrează că poate să facă minuni cu posesiunile lui Moise. Și spuneam, voi toți, absolut toți, aveți mai multe posesiuni, mai multe resurse decât oricare din veacul acela. Sunteți binecuvântați. Se spune că noi, oamenii obișnuiți din secolul 21, trăim mai bine decât regii de la Palatul Versailles din anul 1800 și ceva. Da? Deci voi toți aveți condiții de viață și un nivel de viață mai înalt. Un nivel de viață mai înalt decât orice rege de la Paris de acum 200 de ani. Deci viața pe care o trăiesc eu, cu saltele, cu aer condiționat, cu condiții, cu baie, cu apă caldă, n-au avut-o sute și sute și milioane de oameni și generații peste generații. N-au avut. Voi aveți. Slujiți-L pe Domnul cu ce aveți. Dar vine Domnul și spune, ascultă-mă, Moise, uite, vreau să mai fac o minune. Apropo, dacă cum v-ați pierzi bota, Domnul are simțul umorului. Moise, dacă cum v-ați pierzi toiagul, ai două mâini. Moise, da, Doamne, am. Nu, hai să facem un test. Bagă mâna în sân. Scot-o. Lepră. Bagă-o înapoi. Scot-o. Sănătos. Nu, Moise, ce zici de asta? Dacă îți pierzi bota, du-te și fă minuni cu mâinile. Acum vă întreb eu pe voi, aveți două mâini? Unii vă uitați la mine așa cu aer filozofic, nu știți? Pipăiți-vă un pic, ia vezi, ai? Slavă Domnului aveți! Poate Dumnezeu să facă minuni cu mâinile voastre. Ce frumos, parcă zâmbește Dumnezeu Moise, adică ți-am dat două mâini, n-ai botă, n-ai resurse, ți-am dat două mâini. Mâinile sunt resursa mea pentru tine. Ți-am dat mâini, alții n-au mâini. Și da, să știți că sunt oameni care n-au mâini. Dumnezeu, cu alte cuvinte, a pus în noi resurse naturale. Dragi tineri, adolescenți, copii, aveți niște lucruri grozave de la Dumnezeu. Sunt invidios pe voi, aveți sănătate. Noi nu prea mai avem atâta. Aveți tinerețe, ce potențial. Sunteți tineri. Cum spuneam eu, un frate în vârstă, Emi, nu-s gelos pe darul tău de predicare, sunt gelos pe tinerețea ta. Și eu sunt gelos pe voi. Eu aș vrea să mai am 18 ani. Aș trăi altfel. Aveți potențialul numit timp. O, dacă ați fi conștienți, dacă ați ști, îmi pare rău de vacanțele alea pierdute, aș fi putut citi, aș fi putut studia Biblia mai mult, să merg în misiune. Au fost vacanțe petrecute în India, din iunie până în septembrie, au fost extraordinar, dar au fost și vacanțe pierdute pe la ștrand și pe la... O, dacă ați ști acum ce valoare are timpul acesta, adolescența, poți învăța o limbă străină, poți studia Biblia, ai timp, omule, ai timp, ai sănătate, ai energie, vine o vârstă că nu mai ai chef să faci nimic. Voi sunteți plini de energie, aveți mâini, aveți ochi care văd și pot citi, aveți putere în mușchi, sunteți oameni puternici, la tinerețe aveți forță. Ce mare har! Dacă am înțelege că Dumnezeu ne cheamă să facem lucruri mari cu potențialul natural dat de Dumnezeu nou la tinerețe. Nu așteptați, oameni buni, să faceți 40 de ani. Îmi spunea un prieten, Emi, și eu o să predic ca tine. Dar întâi vreau să-mi dedic tinerețea afacerilor, să fac bani, să îmi fac o carieră. Când o să am și eu o casă, o să predic ca și tine. Și nici în ziua de astăzi nu a început să predice. Folosiți tinerețea pentru Dumnezeu. Mâini. Ți-o dat Dumnezeu mâini. Știți povestea acelui frizer care, și eu am auzit-o cândva, frizerul care spunea, Doamne, eu nu pot să fac nimic pentru tine. Și Domnul întreba, bine, dar tu ce faci de luni până vineri? Păi eu sunt frizer.
tund oameni. Păi cum nu poți să faci nimic? Du-te în timpul liber și tunde copiii la orfelinat în numele Domnului. Du-te în timpul liber și tunde bătrânii de la casa de bătrâni. Du-te și tunde bolnavii din spitale. Și când gați cu oia, o iei de la capăt. Și bărbatul acesta a înțeles că tot ce îi cere Dumnezeu e să tundă oameni în numele Domnului. Și mergând prin saloane și prin azile de bătrâni și prin spitale, a tuns oamenii cu sutele și le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și mulți oameni s-au întors la Domnul prin el. Că la frizer nimeni nu mișcă. Că îți iese un semn de la Nike. Imediat. Când eu predic, voi vă foiți, dar la frizer o stat ăștia tot smirnă. Și asta le-a predicat și i-a tuns. Și mulți oameni au auzit că Dumnezeu există și că Domnul Iisus Hristos iartă păcatele. Nu mai zic că nu poți să faci nimic pentru Domnul. Există atâtea opțiuni, tinere, să te implici în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu caută oameni dedicați cu ce au. N-ai posesiuni? Ai sănătate. Ai energie, ai idei, ești tânăr. Fă ceva pentru Dumnezeu. Și parcă minunea a treia este și mai senzațională. A treia minune. Dumnezeu zice, mă, uite, te mai învăț o lecție. Uite, fii atent aici. Deci, du-te la ei, nu trebuie să ai nimic. Vezi că au ei. Au un râu. Se numește Nil. Du-te cu un borcan, cu o cană, ia apă din Nil, apa lor, și torn-o pe pământ. Și apa pe care tu o torni pe pământ se va transforma în sânge. Ce simplu. Adică mă învață Dumnezeu azi că El poate să facă minuni cu resursele altora. Ce frumos. N-ai tu? Lasă că au ei. Tu te ia de la ei. Torn-o pe pământ. Adică nu trebuie să-ți iei apă, să-ți iei bidonul ăla sacru, da? Ca și o sticluță cu un de lemn, îl iei cu tine, până acolo s-a împuțit. Lasă că au ei apă. Tu te și ia de la ei. Nu trebuie apă sfințită, nu trebuie aghiazmă de la Biserica Ortodoxă. Ia din Nil. Eu cu puterea mea, cu apa din Nilul ăla jegos și necurat și din putere spirituală, da? O apă a zeilor, cu apa aia fac miracole. Nu-ți fă griji, Moise. Ce interesant. Dumnezeu mă învață că nu e nevoie până la urmă de nimic. Vrei să faci ceva pentru Dumnezeu? Dumnezeu are resurse. În cele din urmă, când trag linia, înțeleg că Dumnezeu are pretenția la un singur lucru și Dorel a predicat despre asta. Da? Când tragi linia, de fapt Dumnezeu are o singură pretenție. Să fii disponibil. Atât. Doamne, vreau. Știți care este punctul forte al acestui text? Noi penticostale zicem că minunile, nici vorbă. Cheia, secretul, a fost ultimul verset. Moise a luat nevasta, a luat copiii și a plecat. Moise s-a pus la dispoziție. Mulți ați plâns, v-ați rugat, v-ați bucurat. Mă întreb, oare câți de aici veți face? Știți care e concluzia pildei samaritianului? Noi predicăm multe, cu un de lemn, cu hangiu, cu... Ne place să predicăm frumos, dar știți care este punctul culminant? Iisus a încheiat pilda zicând, du-te și fă. Moise ezită, Moise e ciudat, e capricios, dar în final, Moise face. Te întreabă Duhul Sfânt în seara asta. Ce faci când pleci de aici? Te duci și faci? Domnul să trezească conștiința. Disponibilitate. Du-te. A luat copiii, a luat nevasta, a riscat, s-a dus. Pentru că a zis Dumnezeu. Petru are o explicație frumoasă. Doamne, tu habar n-ai să pescuiești. În manualul de pescuit scrie clar că nu poți să pescuiești ziua. Ce spui tu este o absurditate. Dar la cuvântul tău, aici e cheia, la cuvântul tău am să arunc mrejele. Doamne, nu înțeleg, vorbești aiurea, nu spui bine, dar pentru că zici tu, n-are logică, nu-i în congruență cu legile economiei, cu legile muncii, cu... Eu îmi știu meseria, dar pentru că ai zis tu, Doamne, fac.
Și când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu lucrează. O, mărit să fie numele Domnului. Ești disponibil? Vorbeam cu Dorel astăzi și am spus, cred că cea mai mare problemă a tineretului, deși predica de azi nu e critică, paranteza asta nu e din predica asta, este tocmai pasivitatea, lipsa de dedicare, plictiseala, apatia, nu facem nimic. Dragi tineri, Dumnezeu vă vrea la dispoziția Lui. Niciodată nu m-am considerat un predicator bun, de aia am emoții și la conferințele astea. Dar am avut un lucru, am fost disponibil. Dacă o trebuie să predic de 3 ori într-o zi, dacă a fost nevoie la o mormântare de Paști, de Revelion, biserica mă trimitea pe mine. Am avut o zicală, mă iertați, acum devin foarte nereligios. Lăsăm limbajul sacru. Așa spuneam acum 20 de ani și mi-a rămas proverb. Auzi, decât rezervă la Real Madrid, mai bine titular la Steaua. Dacă frații nu mă pun la predică la Cosla, dacă știu eu internetul și zbâlbâi, mă duc pe sate. Toată viața am predicat. M-am dus, am slujit. Pentru mine numărul nu contează. M-am obișnuit că după institut, primele predici, 3 ani cu Florin Pop, am fost la o biserică de 3 membri. Fratele Ion, sora Anuță și sora Ileană. Și eu predicam, eu cântam, eu dădeam îndemn, eu mă rugam. Faptul că ieri au fost mulți și astăzi puțin, vorba lui Dorel, I don't care. Eu văd mulți aici, că eu am început la 3. Slăviți să fie Domnul. Dar te întreabă Dumnezeu, tu ești disponibil? Ultimul gând al acestei serii. Știți, Moise, aici parcă e român. Nu știu, parcă are gene românești. Face Dumnezeu 3 miracole. Spune Moise, uite asta, asta, asta. Dacă nu merge asta, merge asta. Dacă nu asta, merge asta. Și după toate 3 Moise încă știi, Doamne, da, dar este o problemă. Îs? Bâlbâit. Și Dumnezeu se înfurie. Moise, nu i-am făcut gura. Doamne, nu pot! Trimite pe cine vei vrea. Ce spiritual e Moise, exact ca noi românii. Doamne, folosește pe cine vrei. Când le spun la tineri, Doamne, să se roage pentru darul, zic, Domnul dă la cine vrea. Ce spiritual suntem. Doamne, trimite pe cine vrei. Domnul, nu, 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 pe tine vreau. Doamne, nu, eu nu pot, eu-s bâlbâit, eu nu-s de carieră, nu sunt un speaker motivațional, eu nu am oratoria la mine. Doamne, pe cine vrei tu că ești Dumnezeu, dar nu pe mine. Domnul a spus, Moise, tu mergi. Când se roagă apostolii, Doamne, scoate lucrător la seceriș, pe cine trimite Domnul? Păi ei, așa că rugăciunea asta e periculoasă. Te va trimite Dumnezeu pe tine. Dragii mei, pe mine mă surprinde povestea lui Moise. Știți de ce? Că Dumnezeu alege un bâlbâit notoriu să transmită un mesaj celui mai puternic împărat de pe pământ. Dumnezeu parcă sfidează logica. Cum? Dar ăsta nu... Dar, frații mei, ăsta nu era bâlbâit de ăla așa cum mai bâlbâi eu la predică. Ăsta era așa de bâlbâit că avea nevoie de traducător. Asta zice Biblia. Nu înțelegea faraon absolut nimica. Îi zicea, ce-o zis? Și faraon ăsta, Aron zicea, o vrut să zică, până zicea ăsta, uita ce-o vrut să zică. Și spune, Doamne, nu-ți bâlbâi de ieri, de azi. Eu nu m-am intimidat acum că te-am văzut pe tine. Eu m-am născut bâlbâit și sunt așa de bâlbâit că numai familia mă înțelege. Oameni buni, ăsta a fost bâlbâit notoriu. Spunea cineva în Fiddler on the Roof, un film frumos, ca mult eu zis bâlbâitul ăsta. Aici e paradoxul scripturilor. Dumnezeu a ales un om bâlbâit să zică cele mai multe lucruri în Biblie. Știți că nimeni n-a vorbit cât Moise, da? Ca și volum, nimeni n-a zis câte a zis el. Nici Evangheliile, da? Cărțile lui Moise ocupă cel mai mare spațiu procentual din Biblie. Că Dumnezeu mă învață ceva. Ăsta e ultimul gând. Că slăbiciunile mele, neajunsurile mele, handicapurile mele, nu pot să-L împiedice pe Dumnezeu să mă folosească. Ce mângâiere! Spunea Dorel ieri, o atins ideea asta. Dumnezeu a folosit numai oameni cu handicapuri și slabi. Spunea cineva, Emi, de ce proces numai ăștia cu IQ mic? Și ce am spus? Pentru că voi ăștia deștepți, nu prorociți. Unii sunt prea inteligenți
să prorocească. Și dacă tu, care ești inteligent și ai facultate și ai limbaj elevat, nu vrei să te pui la dispoziție, Dumnezeu folosește un cioban de la fără limbaj, pentru că ăla se pune la dispoziția Domnului. Știu sigur ce spun acum, aici ai prorocie, nu mai e predică. Mulți dintre voi sunteți complexați. Complexele sunt lucrarea demonică, cea mai pregnantă asupra adolescenței. Diavolul vă minte că nu sunteți buni de nimic. Că sunteți reduși, că sunteți timizi, cum spunea băiatul de la Dorel de la biserică. Dar astăzi Dumnezeu mi-a arătat o poveste fenomenală. Eu pot folosi, zicea Dumnezeu, un bâlbâit să comunic mesaje dumnezeiești. Bâlbâitul ăsta o schimba lumea. Bâlbâitul ăsta o transforma lumea. Neajunsurile tale, handicapurile tale, nu pot să-L împiedice pe Dumnezeu să te folosească. Din păcate, voi aveți o impresie foarte greșită despre noi. Aici iarăși minciuna diavolului. Voi aveți impresia că eu, că Dorel, noi suntem niște oameni foarte puternici. Dacă i-aș da microfonul la nevastă mea să vă zică cine sunt, dar nu îl dau. Am emoții. Dar ceea ce credeți voi despre mine este fals. Am venit cu frică. I-am spus soției mele că nu mai vin. De mii de ori mi-am dat demisia. De mii de ori. Gata, plec. Voi habar n-aveți câte slăbiciuni, câte probleme de sănătate, câte probleme de neîncredere, de frică, de complexe avem noi. Divulg, mă mărturisesc public. Câteodată mă uit în oglindă și zic, Doamne, cum ai putut să mă alegi pe mine? Nu pot să cred, Doamne, dar cum? Am atâtea slăbiciuni că eu mi-aș da demisia în fiecare zi. Dar există un verset care pe mine mă întărește în Sfintele Scripturi. Ăsta e unul din cele mai frumoase versete pe care eu le-am văzut în Biblie. De Scriptura, că o zis Pavel, Doamne, am un țepuș care mă face neplăcut atunci când predic. Mi-acum încurge nasul, îi curgeau ochii. Altul era bâlbâit. Doamne, te rog, ia țepușul ăsta. Doamne, am o slăbiciune. De ce nu mă folosești fără slăbiciuni? Că mulți dintre voi așteptați să dispară slăbiciunile, să fiți mai tari ca să începeți lucrarea. Nu! Este o gramatică existențială demonică. Nu! Și răspunde Dumnezeului Pavel ceva magistral. Biblia nu poate fi contrafăcută. Aici sunt niște perle. Zice, harul meu îți este de ajuns. Fiindcă harul meu, puterea mea, în slăbiciunea ta, este făcut desăvârșit. Aleluia! 2 Corinteni, capitolul 10, spune asta. 2 Corinteni 12, versetul 9. Harul meu, puterea mea, în slăbiciunea ta, îi desăvârșit. Dumnezeu nu poate lucra cu oameni perfecți. Ați auzit? E nevoie de slăbiciunea mea ca harul lui să se perfecționeze. Harul lui, puterea lui, cu slăbiciunea ta, cu timiditatea ta, cu bâlbâielile tale, e desăvârșit. E formula perfectă a succesului spiritual. Ai înțeles? Dumnezeu are nevoie de timiditatea ta, are nevoie de frica ta, are nevoie de slăbiciunile tale, că nu-i despre tine, nu-i despre inteligența ta, e despre puterea lui. Și puterea lui în slăbiciunea ta se face perfectă. Când mă uit în oglindă și întreb pe Domnul de ce m-a ales, îmi amintesc de versetul ăsta și mă liniștesc. Vă spun sincer, altă mărturisie, dacă aș fi știut cât de mare e costul slujirii, n-aș fi ales niciodată. Ce-o zis Dorel, e o parte. E atâta suferință. Te jignesc cu oamenii, te calcă în picioare, n-ai bani. Sănătatea s-a dus, de când am început să păstoresc, mi s-a dus sănătatea în cap într-un an.
ireversibil, probabil. Și nici nu mă interesează cât trăiesc. O biserică de aici din Spania m-a chemat să fiu pastor. Și am zis, mă, din câte știu eu, pastorul vostru a murit de inimă. La 50 de ani nu mă duc, că voi mă băgați în pământ. Dar cam asta-i sorta. Să, frații mei, una să mori nefăcând nimic și alta să mori făcând ce vrea Dumnezeu. Și dacă mori în accident, și ce? Știți care e versetul meu preferat din Biblie? Am spus-o de multe ori. Oricine scapă viața, oricum o va pierde. Dar cine o pierde pentru Dumnezeu, o va câștiga. Oricum mori, oricum faci cancer, oricum faci accident, și pocăiți și nepocăiți mor, au cancer și au depresii. Și mai știu ce mai au. Dar e una să mori și să trăiești pentru Dumnezeu. Și alta, să trăiești și să mori degeaba. În seara asta Dumnezeu te cheamă să-L slujești în slăbiciunea ta. Apropo de slăbiciuni, mi-amintesc că eram cu Dorel într-o tabără. A fost o experiență specială pentru mine. M-a chemat Dorel să predic la tabăra bisericilor, sau niște biserici reunite. Și, ca de obicei, la final am vrut să fac chemare. Să fie un final un pic mai devoțional. Printre cei care s-au predat, vine un băiat cu multe handicapuri. Nu vreau să zic că nu știu. Eu sunt tangent cu medicina. Avea mâinile sucite, mi se părea că are sindromul Down, umbla așa, ciudat. Și văd că ăsta vine primul. Zic, bă, ăsta strică tot show-ul, mă gândeam eu. Tot finalul ăsta. Și vine și pune mâna pe mine. Eu m-am gândit că, având un frate de ăsta, am avut și un frate cu autism, ăștia sunt foarte atingăcioși. Vin și pun mâna pe tine și zic, nu, fii atent, mă, ce să fac cu el? L-am împins! Mi-a părut rău. Mi se părea că deranjează. Păi ce fac? Ăsta vine și vine și pune mâna a doua oară. Nu l-am mai împins. Și zice, așa vorbește Domnul. Am crezut că pic jos. Am crezut că mă culeg ăștia pe faraș. Erau sute de tineri ca și aici, sănătoși, niciunul nu a prorocit. Și băiatul ăsta cu handicapuri s-a pus la dispoziția Domnului și mi-a prorocit. Atunci am înțeles că Dumnezeu se folosește de cine vrea să fie folosit de Dumnezeu. Dumnezeu n-a folosit cei mai deștepți oameni niciodată. Noi am avut colegi mai deștepți decât noi și știu ce spun. Există oameni inteligenți care nu sunt folosiți de Dumnezeu. Nu IQ, nu școlile, nu teologia, nu doctoratele, nu. Dumnezeu se folosește de oameni disponibili. Harul Lui în slăbiciunea ta este de ajuns. A întrebat Elisei, robul Domnului, pe femeie, spune-mi ce ai. Întotdeauna Dumnezeu este preocupat de ce ai, nu de ce n-ai. Știți cum răspunde femeia din 2 Împărați, capitolul 4? N-am! Asta e româncă 100%. Bă, dar nu te-am întrebat ce n-ai, te-am întrebat ce ai. N-am decât puțin. Oh, stai un pic, o să zic, Domnul. Aia mă interesează. Ce ai zis? Decât ăla mă interesează. N-am decât puțin un de lemn. O să zic, Domnul, știi ceva? De puținul ăla mă folosesc. Du-te acasă și din puținul ăla eu, Dumnezeu, fac mult. Așa vorbește Domnul. Nu se va opri un de lemnul până nu plătești datoria. Că Dumnezeu face lucruri mari cu puțin. Cu cât ai? Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Eu văd prin Duhul ce vrea să facă Dumnezeu cu Biserica Română din Spania. Și rog ca Duhul Sfânt să deschidă ochii fiecărui om prezent aici. Să credeți, să înțelegeți și să acționați. Dumnezeu vrea să miște țara asta cu românii din Spania. Eu cred, asta nu-i slogan. Eu cred. Dumnezeu se folosește întotdeauna în Biblie de imigranți. Ați citit toată Biblia cu ochii ăștia? Ați văzut de câte ori Dumnezeu în planul lui folosește imigranți? Ați auzit de Rut? Știți că Iisus a fost și el imigrant în Egipt? Știți că Dumnezeu se folosește de imigranți pentru mântuirea popoarelor? Poți să înțelegi tu mesajul ăsta profetic în seara asta?
Dumnezeu vrea să te folosească. Cu puținul tău, cu cât ai, cu cât ești, cu energia ta, cu știința ta, cu limba spaniolă pe care o știi și eu nu știu, cu slăbiciunile tale, Dumnezeu așa cum ești, pune-te pe altar. Dumnezeu vrea să ia toiagul tău în mâna Lui și să facă minuni. Vrei să-ți scrie El povestea de viață de azi încolo? Închei cu o ilustrație banală. Dacă punem în ocean o găleată de apă, se umflă oceanul? Păi nu, că e mult prea mică găletuța. Dacă punem o cisternă de o tonă, se inundă Valencia sau Barcelona dacă turnăm o cisternă de apă? Nu, că e mult prea mică cisternă de apă în comparație cu oceanul sau cu Marea Mediterană. Dacă intră fluviu, da, Dunărea și tone de litri și, litri și tone, se inundă Constanța? Nu. De ce? Pentru că marea este mult mai mare decât orice sursă de apă. Că ai mult, că ai puțin, oricum nu-L poți îmbogăți pe Dumnezeu. Pentru că în seara aceasta nu-i despre ceea ce poți să faci tu. În seara asta nu-i despre slăbiciunile tale. În seara aceasta, la final, accentul e pe Dumnezeu, care este mare. Glorie Lui! Vreau să ne concentrăm nu pe ceea ce se vede. Nu vreau să mă uit cu ochii de carne la freze, la vopsele, la ruj, la botox, nu. Închid ochii și refuz să văd ce se vede. Tinerii care stau pe telefoane, da, retorica asta negativistă, ăștia dependenți de TikTok, nu. Închid ochii și îmi pun toată încrederea în Dumnezeu care este mare. Nu-i despre puținul tău, că și dacă ai avea mult, dacă ai fi tu fluviu Dunării, inteligența maximă, în comparație cu Dumnezeu, tot e puțin. Puținul tău nu are nicio valoare dacă stai să-l evaluezi obiectiv, dar dacă îl pui în mâna unui Dumnezeu mare, Dumnezeu face lucruri mari. Și vreau la final de slujbă să cântăm o cântare. Am chemat grupul de închinare, le-am schimbat cântarea. Frate Manu, îmi cer iertare. Ei aveau pregătit o cântare mai nouă. Eu vreau să cântăm Puiul Chibici. S-a anulat piesa BBSO, îmi pare rău. Eu sunt român și nu plec până nu cântăm un Puiul Chibici. Avem voie să cântăm Puiul Chibici la tineret? Se poate, slavă Domnului. Tu din vânturi faci solii. Vreau să proclamăm la final de conferință că avem un Dumnezeu mare. Ce mare ești, zice cântarea. Și nimeni nu-i ca tine în univers. Dragii mei, ceasuri întregi o cântat Efesenii, mare este Diana Efesenilor. Și Diana n-avea urechi. Și Diana era de lemn și era de piatră și n-avea gură. Era un idol fals. Dumnezeul nostru este viu. Are urechi și aude, are gură și vorbește. Știu că e târziu, am trecut de timp. E prea mult dacă cântăm și proclamăm cât de mare e Dumnezeu. Vreau să-mi pun toată încrederea. Și vreau să vă ațintiți privirile asupra Lui. Nu ne uităm la bisericile slabe din Spania, cu problemele lor. Ne uităm la un Dumnezeu mare. Amin. Și El cu bisericile astea slabe.